Bună dimineața, dragi telespectatori, o altă zi împreună cu dumneavoastră aici la Cântece pentru cei dragi pe Etno TV. Vă aștept cu mare drag zi de zi, de luni până vineri, între orele 8 și 11, cu cele mai frumoase dedicații și cele mai cunoscute refrene îndrăgite de către dumneavoastră. Numărul de telefon este afișat în permanență pe ecran, puteți suna cu încredere, apelul este cu tarif normal, așa că haideți să înceapă o dimineață perfectă, petrecută împreună cu dumneavoastră. 0720179055 și puteți intra în legătură directă cu mine. Avem deja un prim telefon. Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Da. Ne bucurăm că și astăzi, 31 decembrie, august... Ne vedem și pe 31 decembrie, de ce nu, Doamne ajută! Doamne, de ziua României acolo. De Revelion. Cu ocazie, vreau să vă spun că aveți niște emisiuni frumoase, niște întreprezi la sufletul nostru, emisiune care ne ung la suflet cu cântecele dumneavoastră. Mulțumim. Sunt Leontin Buburuzan de la Beclea pe Somers, Bistrița Năsăud, unde fiecare zi am intrat cu dumneavoastră, ne e tare drag și astăzi vreau să transmit toate cântecele tuturor sărbătoriților interpreților de cânte popular care astăzi își aniversează ziua de naștere. Da. Vreau să le fac multe succese, realizări pe calea cântecului și am dorit o melodie frumoasă cu Petrică Muțu Stoian și Vasile Ciobanu. O să caute colegii mei. Până atunci, cu siguranță, se bucură toți telespectatorii noștri și nu doar artiștii noștri dragi de dedicația dumneavoastră, de gândul cel bun care ajunge acolo la ei, cu siguranță. În afară de domnul Petrică Muțu Stoian, ce artiști mai ascultați? Că sunt tare curioasă ca să știu ce mai difuzez pe viitor. Petrică Muțu Stoian, Constantin Enceanu, Valentin Zamfira, Cântecele Sufletului, Maria Cornescu, Dumnezeu s-o dignească, era o mare interpretă de cânte popular de la Bistrița Năsăud, interpreta mare, Valeria Petre-Predescu. Așa, deși sunteți din Bistrița, ascultați și folclorul tenesc, vă place. Toate zonele îmi plac, atins la sufletul, unde le dorim multe succese, sunt un leac pentru noi telespectatorii. Și aș vrea să transmit cântecele toate de astăzi pentru toți beclenarii mei dragi. Îi salut și eu cu drag. Nostru. Deja să știți, domnule Ontin, deja mă simt de acolo, de la dumneavoastră, pentru că iată ne sunați în fiecare dimineață, ceea ce mă bucură foarte tare. Ne ar dori să veniți în zona noastră, este o zonă frumoasă, cu piesaje frumoase, interpreți de la sufletul nostru, unde noi așa este, sigur. Drag. Avem o grămadă de prieteni artiști acolo în zonă și cu siguranță cu începutul, cu debutul noului sezon, al celui de toamnă, vom veni și acolo la filmări și poate veni și dumneavoastră să vă cunoaștem personal. Cu mare drag, doamna Liliana, vă mulțumesc, dorindu-vă multă sănătate părinților dumneavoastră, așa unde să le fie. Doresc sănătate multă, bucurii, dragoste, alături de cele două fiice pe care dumneavoastră sunteți. Mulțumim. Sunteți niște cântărețe, drag sufletul meu, toți dobrogenii, până la sfârșitul emisiunii, dați orice și o melodie cu mari interpreți din zona dumneavoastră care ne-au bucurat totdeauna. Perfect! Eu vă mai aștept până la ora 11, sunt aici alături de voi. Și o melodie din repertoriul dumneavoastră, sunt niște melodii frumoase unde ne alinăm dorurile. Vă mulțumesc că din suflet mai puneți acolo o cafeluță, pentru că până la ora 11 veți mai bea una cu siguranță și ascultăm acum împreună Vasile Ciobanu. Foaie verde, bobnaute,
Doamne, multe am mai făcut, Doamne, multe am mai făcut. De când eram copil mic, am iubit mândre-ntot satul, de la un capăt la altul. Am iubit mândre-ntot satul, de la un capăt la altul. Lele, și iar lele, pentru tine trag belele. Lele, și iar lele, și tot nu mă las de ele, mă. Și-și, hop așa, mă lasă. Câte mândre m-au iubit, păr-un cap mi l-o albit. Câte mândre m-au iubit, păr-un cap mi l-o albit. Și mândruță tinerele, să-i placă inimii mele. Și mândruță tinerele, să-i placă inimii mele. Lele, și iar lele, pentru tine trag belele. Lele, lelișoară, ochii tăi mă bagă în boală, mă. Așa! Și-o dam la măi, să dau la muieri să bea. Am o boală și-o dam la măi, să dau la muieri să bea. Să nu le iert când le prind, să mă satur de iubit. Să nu le iert când le prind, să mă satur de iubit. Lele, și iar lele, pentru tine trag belele. Lele, și leliță, lasă-mă să-ți dau guriță, mă. Și și Doamne, ție-ți mulțumesc că-mi dai zile să trăiesc. Doamne, ție-ți mulțumesc, mă, ai zile să trăiesc. Cu nevasta lângă mine, cu copiii s-o duc bine. Cu nevasta lângă mine, cu copiii s-o duc bine. Lele, și iar lele, pentru tine trag belele. Lele, și iar lele, și tot nu mă las geiele. Lele, și iar lele, pentru tine trag belele. Lele, și leliță, lasă-mă să-ți dau guriță. 0720179055 este numărul de telefon pe care îl puteți apela cu mare încredere și astfel puteți face un cadou muzical celor dragi dumneavoastră. Se vor bucura cu siguranță. Avem un telefon. Alo, bună dimineața! Bună dimineața, stimată domnișoară Liliana! Bună dimineața! Sunt un fidel ascultător al emisiunii Orienul TV. Sunt de nou cu domnul Uita. Numele meu este Mari Nicăuță. Bună dimineața, domnule Marinică. Să rămână. În primul rând am un regret că nu pot veni la fundata vecerului viitor, că sunteți și dumneavoastră acolo invitată. Am văzut cu Neta Soare și alți interpreți. Așa este. Până atunci ne puteți urmări în direct zi de zi aici, diminețile de la 8 la 11. Așa este. Doresc și eu ca o melodie interpretată de dubovițeanca mea dragă și scumpă Simona Dinescu să fie pentru draga mea soție Viorica și pentru toți ascultătorii dumneavoastră. Mulțumim. Cărora le doresc să începe mâine o toamnă plăcută, frumoasă și sănătate, că e cea mai importantă. Așa este, e cea mai de preț până la urmă. Vă mulțumesc pentru un telefon și vă puteți bea în continuare cafeluța cu noi, domnule Marinică. Ascultăm până atunci Simona Dinescu, chiar acum. Ce mi-ești mie, doar un puf de păpădie, doar un puf de păpădie. Azi mi-ești ploaie,
mâine trecătoare, dar ca mâine trecătoare. Omul pe pământ e ca frunza-n vânt, se trece ca frunza-n vânt. Dă-n mugurit, dă-n cărunțit, și câte Avem un alt telefon. Alo, bună dimineața! Alo? Doamna Liliana? Eu sunt. Dumneavoastră, cine sunteți? Sunt din Ploiești. Da. Și aș vrea și o dedicație pentru soțul meu care este plecat departe și pentru băiatul meu cu Iulia Mihai. Unde este plecat soțul? Norvegia. În Norvegia. Oho, departe, departe, departe. Da. De cât timp este plecat? Din ianuarie. Și nu vă este dor de dumnealui? Ba da, mi-este. Dar i-ați spus să se uite pe Etno astăzi, da? Da, arătați foarte bine, foarte bine arătați. Ați fost la mare? Mulțumesc, da, am fost și la mare. Știți că am transmis de acolo cu colegii matinalul de vacanță, mare matinal, și după aceea, sigur, am rămas în continuare acasă. Păi nu-i păcat să nu mă bucur și eu de vara aceasta? Da, având da, în vedere da, că mama locuiește bine la mare. Foarte bine arăta și la vinea furtună. Când vin în platou la București?
Păi, colegii mei încă mai sunt în vacanță, pregătesc o emisiune de weekend frumoasă, dar nu vă spun mai multe pentru că va trebui să descoperiți dumneavoastră weekend de weekend despre ce este vorba. Arătați foarte bine, foarte mulțumesc. Bine. Poate vine, și poate cine știe, poate vine într-o dimineață aici alături de mine să fie invitata mea și ne povestește un pic despre noul proiect și Mihalis, de asemenea, sigur. Și poate veniți și în Ploiești. Băi, poate că venim și la dumneavoastră. Dacă nu filmăm, venim într-o vizită să bem o cafeluță cu dumneavoastră. Da, da, da. Așa, da? Ne-a face plăcere. Mai ales că sunteți foarte aproape de București, așa că, uite, promit o să vin la dumneavoastră, dar până atunci spuneți-mi ce melodie să-i dăruim soțului. Iulia Mihai. Iulia Mihai, o să caute colegii în serverul nostru, o voce foarte puternică, foarte bine timbrată, da, și o artistă de seamă. Da. O zi plăcută. O zi frumoasă, vă doresc. Și multă, multă sănătate. Așa, vă doresc și dumneavoastră și când simțiți că e cazul să mai faceți un cadou muzical soțului, puteți să sunați în fiecare zi de luni până vineri, da? Da. Bine, o zi frumoasă, o dimineață perfectă petrecută cu dumneavoastră și o ascultăm și pe Iulia Mihai în clipele următoare. Noapte. La cireșul de pe vale, te aștept când luna răsare, eu să-ți dau cireșe.
Alo, bună dimineața! Dimineața, bună dimineața! Mă numesc Marcela Bănuță din Dâmbovița. Bine ați venit la noi! Pentru toate cunoștințele mele, o melodie cu Beatrice Bândoiu și cu Gabriel Dumitru. Sunt doi tineri care îi îndrăgesc foarte mult, cu cântece frumoase. Foarte frumoasă alegerea dumneavoastră, inspirată, numai că noi nu avem acest duet în serverul nostru, o să-i rugăm pe acești artiști să ne trimită un videoclip. Până atunci, poate găsim cu Gabriel Dumitru, ce ziceți? Da, cu Gabriel sau cu Beatrice, unul de deci ori cu Beatrice Bândoiu, ori Gabriel Dumitru. Așa. Da. Mă bucur că ne-ați sunat în această dimineață. Și o puteți face oricând simțiți că mulțumesc e nevoie. Mulțumesc din tot sufletul să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Ne mai alinăm și noi durerile cu cântecele artiștilor dumneavoastră. Așa este. Cântecul rămâne cel mai bun pansament pentru suflet. Exact. În orice moment de tristețe, de veselie, de bucurie, ne este bun companion. Vă mulțumesc din toată inima pentru telefon. O să ascultăm Gabriel Dumitru chiar acum. Dragoste m-ai mințit iar, mi-ai dat dorul în zadar, mă. N-am crezut că și acum o să-mi faci inima scrumă. Că se întâmplă să iubim, dar să nu ne potrivim. Dă inima întreagă, altul râde și-apoi pleacă. Am crezut că am găsit ce-am visat și ce-am dorit, mă. Dar văd că am rămas oftând, parcă mai mult ca oricând, mă. Că se întâmplă să iubim, dar să nu ne potrivim. Unul dă inima întreagă, altul râde și-apoi pleacă. La 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 la. Sunt oameni sortiți așa, să-și caute dragostea, mă. Sufletul să-și dăruiască, dar nimic să nu primească. Că se întâmplă să iubim, dar să nu ne potrivim. Dă inima întreagă, altul râde și-apoi pleacă. N-am noroc, că dragostea-i doar un joc, mă.
Dar când îmi trec peste greu, jocul am să-l joc mereu, mă. Că se întâmplă să iubim, dar să nu ne potrivim. Unul dă inima întreagă, altul râde și-apoi pleacă. Că se întâmplă să iubim, dar să nu ne potrivim. Unul dă inima întreagă, altul râde și-apoi pleacă. Cântece frumoase v-am pregătit și astăzi, dragi telespectatori. 0720179055 este numărul de telefon pe care îl puteți apela în fiecare dimineață. Alo, bună dimineața! Alo? Bună dimineața, doamnă dragă! De unde sunteți și cine sunteți? Bună dimineața, Cecilia Aniță mă numesc. Îmi pare și bine. Aș dori și eu o melodie, Roberta Crinta. Da. Am suflet bun și nu-i bine. O să caute colegii mei o melodie cu Roberta Crinta. Și cui dăruiți această melodie? Da, nu v-am înțeles, dar aștept. Am spus pentru cine este această melodie? Pentru cine doriți să o pregătim? În primul rând pentru mine și în al doilea rând pentru prietenii mei. Perfect. Vă mulțumim pentru telefon. Vă mai aștept dacă mai doriți să mai ascultați și altă melodie. Da, bineînțeles. Înțeles, dar era, trebuia să iau o piatră în gură, că era prima dată când am apelat la dumneavoastră. Și iată că ați reușit, v-ați învins emoțiile, așa că data viitoare o să vă simțiți mult mai în largul dumneavoastră. Da, eram foarte emoționată. Acum sunt bine și vă mulțumesc din suflet pentru... Emoția, să știți că este și din partea mie, pentru că intru în fiecare dimineață împreună cu dumneavoastră, vreau să vorbesc în fiecare dimineață cu dumneavoastră, dar emoțiile sunt constructive și îmi pare bine că ați reușit să sunați și să dialogăm frumos. Da, vă mulțumesc, vă doresc. Mulțumesc și eu din suflet, o zi frumoasă. Multă. O zi frumoasă, o ascultăm chiar acum pe Roberta Crinta. Nu am vrut la nimeni să fac rău. Multă lumea
Și am primit în schimb doar ca amăgire. Am pierdut însă, vă spun, bogăția mie sufletul bun. Am împărțit doar iubire și am primit în schimb doar amăgire. Am pierdut însă, vă spun, bogăția mie sufletul bun. Și am văzut cum se întoarce roata, că o mână o spală pe alta și că amândouă spală fața, că nu știi ce îți aduce viața. Și am văzut cum se întoarce roata, că o mână o spală pe alta și că amândouă spală fața, că nu știi ce îți aduce viața. În fiecare dimineață, împreună cu dumneavoastră, facem o emisiune de succes. 0720179055 este numărul de telefon care vă stă la dispoziție zi de zi. Alo, bună dimineața! Alo! Bună dimineața! Cu cine am plăcere? Alo, Săruna! Alo! Vă aud, să știți, ideea e să lăsați televizorul fără sonor, să mă auziți doar pe mine în receptor. Așa, așa. Știu că m-aud bine acolo în casele dumneavoastră, dar haideți să vedem cu cine am plăcerea și de unde ne sunați. Încă cu ce gânduri pe la noi? Da? Mai încet. Mai încet, mai încet. Să da doamna mai încet ca să ne putem auzi. După aceea, când cântă interpretul, puteți să dați sonorul la maxim. Mă numesc Gigel Nicolae. Domnule Nicolae, îmi pare bine. De unde ne sunați dumneavoastră? Din localitatea Cândești, da, județul Buzău. Da. Și astăzi am și o dedicație specială. Iubita mea soție face o frumoasă vârstă de 71 de ani. O, la mulți ani, să fie sănătoasă. E lângă dumneavoastră, doamna? Mulțumesc, poftim? E lângă dumneavoastră, doamna? Lângă mine. Ia dați-mi-o la telefon să-i auzim și dumneei glasul. Alo. Alo, ce face, stimată doamnă? La mulți ani să fii sănătoasă. Vă mulțumesc din suflet și noi la fel și ne place foarte mult și suntem fidele emisiunii Etno, să știți. Mulțumim. Ia ziceți-mi, ce cadou v-a pregătit soțul pentru astăzi? Ce v-a dăruit? În afară ce de melodia pregătesc? Pe care v-a solicitat-o, e sigur. Este... V-a pregătit cafeluța, v-a răsfățat cu micul am dejun. Am cafeluța, dar eu nu da? Beau, că am probleme cu sănătatea, dar sunt probleme care... mă ajută foarte mult. E, asta este important, că vă este alături, da, alături și dumneavoastră, da, de asemenea. O melodie cu Emilia Dorobanțu, ales soțul Emilia dumneavoastră. Dorobanț, dacă... Pentru dumneavoastră, la mulți ani, să petreceți frumos. Vă mulțumesc și... din suflet și vă iubesc amândouă surioarele. Vă mulțumesc din toată inima. La mulți ani încă o dată. Mai frumoase și la întreaga echipă care colaborați. Așa este. V-au auzit colegii, să știți că vă spunem în cor la mulți ani. Mulțumesc din suflet, mulțumesc. Sunteți o doamnă extraordinară și ascultați, chiar acum vă lăsăm să ascultați, Emilia Dorobanțu. Thank you.
un alt telespectator, așteaptă să-i dau binețe. Alo, bună ziua! Alo? 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 Bună dimineața! Bună dimineața! Doamne, aș dori și eu o dedicație cu lapina... Cu cine? Cu lapina Fortuna. Sigur că da. Aveți vreo anume preferință și cum vă numiți? George. Domnul George, pare bine. Orice melodie cu interpretată cu la de Lavinia Fortuna? Da. Da? Bine. O zi da. Frumoasă să aveți. Mulțumesc. Vă mai aștept și cu alte telefoane aici la Edno, la Cântece pentru cei dragi. Numărul de telefon este afișat pe ecran 0720179055 și o ascultăm chiar acum pe colega noastră Lavinia Fortuna. Degeaba te mai găiești. Știi, puiule, cum să spun, tot ce nouă-ți pare bune. Dar dragostea nu-i ca haina, s-o schimb când vara, când toamna. Degeaba te mai găiești. Știi, puiule, cum să spun, tot ce-i nouă îți pare bune. Dar dragostea nu-i ca haina, s-o schimb când vara, când toamna. Degeaba te mai găiești. Știi, puiule, cum să spun, tot ce-i nouă îți pare bune. Dar dragostea nu-i ca haina, s-o schimb când vara, când toamna. Nu te duce, puiule, că o să-mi cauți urmele. Și când ai să le găsești, degeaba te mai găiești. Știi, puiule, cum să spun, s-o schimb când vara, când toamna.
Vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le trimiteți atât în privat, cât și pe pagina televiziunii Etno. Cântece pentru cei dragi vă stau la dispoziție în fiecare dimineață, de luni până vineri, între orele 8 și 11. Avem un telefon deja. Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Bună dimineața, doamnă! Foarte hotărâtă astăzi! Foarte hotărâtă. Am încercat și ieri, dar n-am putut. Să știți că de luni, de când am început emisiunea, sună telefonul non-stop și trebuie doar să insistați și veți reuși. Da. De unde vă mulțumim. Sunteți? Că eu nu prea mai văd. Mă numesc Ancuța Maria, comuna Steaca, județul Olt. Așa, îmi pare bine că ați sunat și că ați reușit să intrați în direct. Da, și nu prea mai îi văd. Vă mulțumim pentru emisiunile frumoase făcute. Și pentru că îl iubesc foarte mult, l-am iubit ca artist. Pe cine, doamne? Pe cine ați iubit? Pe Petrică Mâțu Stoian. Ce frumos, credeam că ne ziceți despre iubirile mari ale vieții dumneavoastră. Nu. Ca artist, îmi pare foarte rău pentru ce i s-a întâmplat. Și nouă, sigur, tot e o pierdere imensă pentru noi toți, dar rămân cântecele acestea frumoase, nemuritoare. Da, o mare valoare a cântecului popular. De acord cu dumneavoastră, cui dăruiți această melodie? Pentru mine, pentru sufletul meu. Pentru sufletelul dumneavoastră, așa o să vă facem pe plac. Și să știți că ne mai puteți suna, mai puteți încerca și în altă dimineață sau chiar și astăzi până în ora 11. De ce nu mai puteți cere un cântec? Da. Orice doriți. Da. Vă mulțumesc. Cu mare pentru drag. Emisiunea dumneavoastră, pentru întreaga echipă. Întreaga echipă vă salută și vă mulțumește și ascultăm împreună Petrică Mâțu Stoian. Coace, Doamne, prunele, să umplem cazanele, să curgă rachiu pe țavă, să beau cu mândruța dragă. Coace, Doamne, prunele, să umplem cazanele, să curgă rachiu pe țavă, să beau cu mândruța dragă. Hai să bem un păhărel, numai unul mititel. Hai să bem căci o canuță adusă de-a mea mândruță, mă! Hai da! Mână hora! Hai să bem, până mâine tot ce avem, că ne trece un an din viață și ne îmbătrânim la față. Hai să bem, până mâine tot ce avem, că ne trece un an din viață și ne îmbătrânim la față. Beau și vin, beau și rachiu, de nimica nu mai știu, umple un ceaua de vin, cam la inimă venind, măi! Hai da! Așa! Doamne, că iar mă îmbăt, iar mă freacă cu oțet, nu mă țin picioarele, o fost face prunile. Doamne, că iar mă îmbăt, iar mă freacă cu oțet, și la nas îmi pune ceapă, că biu-i vin fără apă. Dă-ne, Doamne, abogat, să nu mă împrumut la stat, să fac din mult și răchie, să nu beau pe datorie. Bucură-te, mușmăriță, că vin să-și cer o goriță, o gurița și-un pahar, vii și mâine să ne ia. 0720179055 este numărul de telefon unde puteți solicita refrenul muzical pe care doriți să-l ascultați în această dimineață. Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Bună domnișoara Liliana, nu mă pot despărți de dumneavoastră, sunt Leontin Buburuzan, iarăși de la Pistuța Năsăud, unde astăzi
Puiu Codreanu are ziua de naștere. La mulți ani, la mulți ani îi spunem cu toții. Toată România îi spune la mulți ani. Și domnului Cosmin Marta, iar un instrumentist drag sufletului, care și el face o frumoasă vârstă astăzi. La mulți ani, la mulți ani tuturor, le spunem. Sigur. Și vreau să ascult o melodie cu Puiu Codreanu, Lenuță, dragă Lenuță, dacă aveți. Pregătesc colegii mei o melodie, da, cu Puiu Codreanu. Îi transmitem și noi, întreaga echipă Etno, la mulți ani, să fie sănătos și să ne bucure în continuare sufletele cu melodiile sale. Această melodie vreau să fie pentru domnul Cornel de la Râmnicu Vâlcea, da, Ștefan Galan de la Bistrița, de la Peldru, și domnul Corolan și doamna Dorina de la Timiș. Perfect, dumneavoastră, da, mulțumesc, mulțumesc. Dumneavoastră, sunteți deja prietenul emisiunii noastre. Nu mă pot desparte când văd asemenea artiști frumoși alături de noi. Mulțumesc. Cu cântecele frumoase din toate zonele, unde ne bucurăm tare mult. Super! Păi știți ce să facem? Haideți să ne împrietenim și pe pagina mea de Facebook, Liliana Giapana, mă găsiți acolo. Cu mare drag, cu mare drag, dar în zona unde stau nu cam este semnalul bun și nu pot să corespund cu dumneavoastră sau cu de aceea sunt, de aceea sunt în direct în fiecare dimineață, ca să ne puteți suna dumneavoastră și astfel puteți să vă ocupați timpul frumos, fără stat butonat în, pe telefon, da? E perfect, da, vă mulțumesc, așa. Numai bine, sănătate întregii familii și tuturor de la butoane, niște oameni de la sufletul pentru noi și dumneavoastră că sunteți o frumoasă pentru noi. Doamne, ajută-o. Vă mulțumesc, frumoasă. O zi frumoasă, așa este, avem o echipă bine sudată și frumoasă aici la Etno, chiar dacă dumneavoastră nu-i vedeți, uite, asigură totul să fie perfect, să meargă strună și să ascultăm chiar acum Puiu Codreanu. Să fii mulțumit. Omule, dă-l șaba trași, toate ce n-ai cum să le faci. Și oricât ai fi făcut, tot n-ai să fii mulțumit. În viață oricât ai vrea, toate ce nu le poți avea. Dar dacă e sănătos, omule, fii bucuros. Ce nu le poți avea, dar dacă e sănătos, omule, fii bucuros. Sănătos, omule, fii bucuros.
cea bine. Altul e sărac lipit, dar se culcă liniștit. Unul are două vile, dar nu doarme noaptea bine. Altul e sărac lipit, dar se culcă liniștit. În viață oricât ai vrea, toate nu le poți avea. Dar dacă e sănătos, omule, fii bucuros. În viață oricât ai vrea, toate nu le poți avea. Dar dacă e sănătos, omule, fii bucuros. Cântece pentru cei dragi în fiecare dimineață aici la Etno, în direct. Avem un alt telefon. Alo, bună dimineața! Să rămână domnișoara Liliana. Bună dimineața, stimate domn. Cum vă numiți, de unde ne sunați? Sunt Gheorghe din Sighetul Marmației. Oho, de departe. Da, da, am vorbit și ieri dimineață cu dumneavoastră. Știu, știu, nu uit vocea. Astăzi... Da. Astăzi să pentru cine? Dedicație, domnișoara Liliana. Vă pentru ascultăm. Fostul meu șef, azi sărbătorește ziua de naștere, Meze Vasile cheamă. La mulți ani. Înseamnă pentru că... Dumneavoastră, pentru dumneavoastră, pentru toată echipa Etno TV, pentru prietenii mei, Liliana din Giurgiu, Liliana de la Constanța, Nicu din București, Ștefan din Veldru, pentru toți telespectatorii ce urmăresc acest post minunat. Sunt foarte mulți cei care ne urmăresc. Vă mulțumim pentru urări. Și melodia cu Marcela Fota, am cerut la Marcela Fota. Marcela Fota, pregătesc dumneavoastră colegii. Și pentru toată familia dumneavoastră, domnișoara Liliana. Mulțumesc asemenea și voiam să vă întreb, înseamnă că fostul dumneavoastră șef a fost unul pe cinste, dacă încă mai păstrați legătura. Da, 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 sigur că da, a fost un șef foarte bun. Foarte bine, foarte frumos. Bine, să rămână o zi frumoasă, vă doresc. Vă mulțumim, vă mulțumim. Puteți suna în continuare la numărul nostru afișat pe ecran. Și toate melodiile pe care astăzi vi le-am pregătit, vi le dăruiesc și eu cu drag. Ascultăm până atunci Marcela Fota. De tare, spui că îți place un puișor, dar nu vreau să-ți dau crezare. Inimioara mea cu dor, nu mai bate așa de tare. Spui că îți place un puișor, dar nu vreau să-ți dau crezare. Nu mă duce inimioara unde știi că vreau să ajung. C-ai făcut numai ce-ai vrut, de te rup inima-n două și tot nu-ți dau crezământ. Mereu m-ai stors de putere, c-ai făcut numai ce-ai vrut, de te rup inima-n două și tot nu-ți dau crezământ. Nu mă duce inimioară unde știi că vreau să ajung, sufletul de doar să moară. Inimioara mea cu dor, hai să facem legământ, că n-ai să mă las să mor, cât o fi drag pe pământ. Inimioara mea cu dor, hai să facem legământ, că n-ai să mă las să mor, cât o fi drag pe pământ. Nu mă duce inimioară unde știi că vreau să ajung, sufletul de doar să moară, acum nu te mai ascult. Oi, visa noapte de noapte, ce-ar fi fost de se putea, să faci inima
avem un alt telespectator la telefon. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Mă numesc Ladislau, sunt din localitatea Cristuri, județul Hunedoara. Bine ați venit la noi! Aș dori o melodie cu Lorena, aia cu țuică, 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 țuică. Țuica, 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 țuica. Tuica, tuica, da. Așa, da, da, da. Păi se coc prunele, trebuie acum toamna să se gospodărească tot românul. Da, și vreau să zic că am avut ocazia să o întâlnesc față în față și ne-am și tucat până la urmă. Așa? Și am primit și un disc, ăla cu Die Night, Die Night. Am primit cadou. Aoleu, nu mai spuneți că v-ați sucat, că dacă vă aude Vali, impresarul, managerul... Păi să-i spune, să mă audă. Da. Și vreau să mai salut cu cine am mai vorbit, că eu am... Păi nu am mai fost dedicații de mult. Cu Adina Rosca, un salut cu drag. Adriana Ștefan, dar n-am mai văzut-o, nu știu unde este. Adriana Ștefan prezintă spectacole prin țară, bucură inimile românilor și da, este în mijlocul dumneavoastră. La mine azi, anul, la fel. Da. Și pentru dumneavoastră și atâta. Vă mulțumesc că nu mai țin mult. Vă mulțumim frumos. Puteți să intrați și de acum înainte în direct să faceți o dedicație. De luni până vineri, între orele 8 și 11, sunt aici pentru dumneavoastră cu dedicații muzicale în direct. O ascultăm chiar acum pe colega noastră, Lorena. Țuica, 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 e bine să bei cu sticla. Țuica, 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 e bine să bei cu sticla. Așa este, este bună cu ceva gustos lângă și cu prieteni adevărați, așa cum avem noi aici la Cântece pentru cei dragi. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Domnișoara Liliana! Bună dimineața! Am o rugăminte mare la dumneavoastră, vreau și eu pe Gabriel Dumitru. Așa. Și mamă, îl vreau și eu cât mai des, mamă. Ce se întâmplă cu băiatul ăsta? E bolnav. Nu, doamnă, are o activitate, stați că vă spun eu. Are o activitate artistică intensă, a avut o vară plină de evenimente și îl așteptăm și noi acum la emisiuni. Să da Dumnezeu să aibă evenimente. Mamă, îmi place extraordinar de mult de el și de Beatrice.
Uite, îi lansez, îi lansez o invitație și eu astăzi în direct. L-aștept aici lângă mine, la Cântece pentru cei dragi, ca să intre în legătură directă cu dumneavoastră, să vă povestească ce a mai făcut, ce pregătește. Așa, te rog din tot sufletul, mamă. Te rog din suflet. Și vreau să o melodie cu el, am spus la băiat, da. Pentru băiatul meu Ionuț Alexandru și fetița mea Raluca, care este plecată în Germania. Îi salutăm. Și pentru fiina mea Marioara din Valea Sadului. Perfect. Vă mulțumim pentru telefon. Și vă mulțumesc din tot sufletul. Să vă dea Dumnezeu sănătate și mult noroc în viață. Doamne ajută, la fel vă doresc. Vă mulțumim frumos pentru telefoane. Îl ascultăm pe Gabriel Dumitru. Dragoste mai mințitiar, mi-ai dat dorul în zadar, mă. N-am crezut că și acum o să-mi faci inima scrumă. Că se întâmplă să iubim, dar să nu ne potrivim. Dă inima întreagă, altul râde și-apoi pleacă. Am crezut că am găsit ce-am visat și ce-am dorit, mă. Dar văd că am rămas oftând, parcă mai mult ca oricând, mă. Că se întâmplă să iubim, dar să nu ne potrivim. Unul dă inima întreagă, altul râde și-apoi pleacă. La 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 la. Da, un clip foarte frumos, dar sunt convinsă că pe vremuri bărbații nu erau tatuați pe gât. În fine, atenția la detalii contează. Îl așteptăm aici pe Gabriel Dumitru oricând dorește. Alo, bună dimineața! Sunt și eu acum. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunteți în direct, dragă doamnă! Gabriela Petruța mă numesc. Îmi pare bine, doamna Petruța, astăzi? De la Dulga. Așa, așa. Doriți să faceți o dedicație? Da, dedicații pentru copiii mei, trei, și pentru Tantiana, vecina mea. Așa. Beți cafeluța cu vecina, nu? Cu doamna Mariana? Cu, dacă vreți, cu Nicu Paleru, dacă l-aveți. E cum să nu-l avem pe Nicu Paleru? Dar ia ziceți-mi, ați băut cafeluța cu vecina în dimineața asta? Nu, e o vecină care m-a salvat pe mine și de-aia. Bine, atunci. E doar să mă vibri. Bine. Și-am dat dedicații. Sănătate, vă mai aștept cu alte telefoane. Îl ascultăm pe Nicu Paleru până atunci. Astăzi port pantofi de la cașa, cu visa moda. Niciodată n-am gândit că mi-e dor cum am trăit. Schimb pantofii capelei, mă dor tălpile de ei. Acasă călcam pe pietre, ziceam că-s prin iarbă verde. Toarnă și mai toarnă pentru viața mea de dinainte. Of, of, Doamne, ce frumos era. Tine, în putere, fără grijă, chiar de n-aveam multe toate.
pentru viața mea de dinainte. Ovo, Doamne, ce frumos era! Tina, în putere, fără grijă, chiar de n-avea multe toarnă, o fi inima mea, mă. N-am mai pus geană pe geană, să zidesc piatră pe piatră. Mi-a slăbit puterea toată, mi-e dor să mai fug prin col, oameni răi să nu mai văd. Că din ce dau piept cu ei, mi-e dor de părinții mei. Toarnă și mai toarnă pentru viața mea de dinainte. Ofo, Doamne, ce frumos era! Chiar de n-avea multe toarnă, o fi inima mea, mă. Toarnă și mai toarnă pentru viața mea de dinainte. Ofo, Doamne, ce frumos era! Tânăr, în putere, fără grijă, chiar de n-avea multe toarnă, o fi inima mea, mă. Toarnă, mai toarnă o cafeluță și uită-te la noi, dragă telespectatorule. Alo, bună dimineața! Sărbătorile, doamnă! Vă doamna salut cu drag, eu sunt aici pentru dumneavoastră. Știți cu cine vorbiți? Nu știu cu cine vorbesc. Un consătean de al dumneavoastră din Lipnița. Ia auzi, din comuna Lipnița, județul Constanța, da. Mă bucur că ați reușit să intrați în legătură directă cu mine. Am reușit, dar te-am pățit cu robotul ăsta al dumneavoastră și... Să știți că nu este un robot, să nu creadă telespectatorii că răspunde robotul. Sunt colegii mei care răspund la telefon. Da? Da. În sfârșit m-a prins. Că altfel, altfel n-ați fi putut intra în direct, să știți. Da, da, n-am știut. Păi nu prea lucrez eu cu firme de genul ăsta, știți? Așa, da, spuneți-mi cum vă numiți, ca să știu și eu. Eu sunt Geileanu. Geileanu, domnul Geileanu, da? Nicolae. Îmi pare bine. Vorcu Moldoveanu, care a fost la așa. La colectiv. Da. Și sunt din Constanța, din 49. Sunteți... Și m-am gândit să vă rog să-mi dați și mie o melodie cu Casa bătrânească nu se vinde. Casa părintească nu se vinde, interpretată de Fuego, da? Da. Bine. Eu vă mulțumesc că ați intrat în legătură directă cu mine astăzi. Vă aștept oricând cu mare, mare drag și cu tot același drag vă dăruiesc și Fuego chiar acum. Casa părintească nu se vinde. Ascultați-mă, surorii, pe mine și voi, frații mei, ce v-ați fădit. Îi păcat, nu-i drept, nu este bine să vinzi casa care te-a încălzit. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde tot ce este sfânt. Încă vin copii socolinde, nu știu că părinții nu mai sunt. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc. Dintre atâtea locuri și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc.
păstrat de-a locuri dragi și sfinte. Ochii mami încă ne privesc. Banii ne-ar trebui la fiecare, toți avem copii și vremea-i grea, însă cum s-a vis fereastra oare, cea la care mama ne-aștepta? O vom da și vom schimba lăcate și vor pune și ferestre noi. Și trecând pe lângă ea vreodată, va privi ca la străin la noi. Casa părintească nu se vinde, și sfinte, ochii mamei încă ne privesc. Casa părintească nu se vinde, nu se vinde pragul părintesc, dintre atâtea locuri dragi și sfinte. Și părinții sus ne-or întreba, ce mai face casa lor cea dragă, cine are grijă astea? Ce mai face casa lor cea dragă, cine are grijă astea? Am ascultat Fuego, Casa părintească nu se vinde, și sunt convinsă că a ajuns la sufletul dumneavoastră și mai ales cei plecați departe de casă, cei din diaspora ne scriu și solicită, ne sună și solicită această melodie, așa că e bine să prețuim, să-i prețuim pe cei dragi cât îi avem în viață și să ne bucurăm de ei. Alo, bună dimineața! Bună dimineața, domnule, domnișoare Liliana, sunt Constantin de la Buzău, vreau și eu un cânte cu domnul Emil Badea. Bună dimineața, domnule Constantin de la Buzău. Au pregătit colegii mei melodia. Da. Pentru cine da, să fie dedicație? Am intrat în direct mai de mult și de aia. Știu, știu. Da. Știu și vă mulțumesc că ne urmăriți în fiecare zi. Da, să fie pentru familia mea, să fie pentru dumneavoastră de la Etno TV, pentru toți, pentru domnul Georgel, nu, că l-am văzut și în direct. Așa, așa. Foarte bine. Da, pentru dumneavoastră nu v-am văzut. Da. Da. Să fie pentru toți. Da. Vă mulțumim frumos, o zi frumoasă să aveți împreună cu noi, împreună cu prietenii dumneavoastră și cu refrene cunoscute. Emil Badea de această dată. Doamne-mi place că iubesc, Doamne-mi place că iubesc, nu-mi place că-mi bătrânesc, aș iubi cât mai trăiesc. Doamne-mi place că iubesc, Doamne-mi place că iubesc, nu-mi place că-mi bătrânesc, aș iubi cât mai trăiesc. Ce-am iubit nu pot uita, ce iubesc nu pot lăsa, și tot ce o-i mai iubi, n-a să uit până o-i muri. Ce-am iubit nu pot uita, ce iubesc nu pot lăsa, și tot ce o-i mai iubi, n-a să uit până
Doamne, picioarele mele, Doamne, picioarele mele, câte mândre a stat pe ele când am vinut din ulcele. Doamne, picioarele mele, Doamne, picioarele mele, câte mândre a stat pe ele când am vinut din ulcele. Ce-am iubit nu pot uita, ce iubesc nu pot lăsa, și tot ce o-i mai iubi n-a să uit până o-i muri. Ce-am iubit nu pot uita, ce iubesc nu pot lăsa, și tot ce o-i mai iubi n-a să uit până o-i muri. În fiecare dimineață puteți suna la numărul de telefon 0720-179-055 și sunt aici pentru dumneavoastră în direct pentru a vă prelua preferințele muzicale. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Doamna, să fie și o dedicație, Cosmin Adam. Am vorbit mai multe vreme cu... Pentru Cosmina Adam, pentru cine să fie, pentru cine să cânte Cosmina? Pentru oricine. Pentru toți românii, vă mulțumim frumos pentru telefonul. Ascultăm chiar acum pe Cosmina Adam. Badeam fost mândruța ta, nici prima, nici ultima. Și nici o învățat așa, să rup mie inima, măi. Ba de-am fost mândruța ta, nici prima, nici ultima, măi. Și nici o învățat așa, să rup mie inima, măi. Că eu, ba de te-am iubit, doar cu iule doar, măi. N-am știut ce ai în gând, of, măi, puișor, măi. Ba de nu te-am înțeles, dintr-atât te-am mai ales, măi. Azi ești tânăr și alegi, până la urmă ai să culegi, măi. Ba de nu te-am înțeles, dintr-atât te-am mai ales, măi. Azi ești tânăr și alegi, până la urmă ai să culegi, măi. Iubește-i pe cine-i vrei, doar puiule, doar, măi. C-ai să plângi tu ochii mei, of, măi, puișor, măi. Tu rămâi dragostea mea și prima și ultima, măi. Pe al tu noi căuta să-mi alini inima, măi. Tu rămâi dragostea mea și prima și ultima, măi. Pe al tu noi căuta să-mi alini inima, măi. Oare cum ai mai trăi, doar puiule, doar, măi. Dacă nu te-ai mai iubi, of, măi, puișor, măi. Cum îi bade viața ta, doar puiule, doar, măi. Fără mângâierea mea, of, măi, puișor, măi. Am revenit cu cele mai alese cântece pentru dumneavoastră în mod special, dar și pentru sărbătoriții care astăzi își aniversează ziua de naștere. Așteptăm telefoanele dumneavoastră și dedicațiile la 0720179055. Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine stau de vorbă? De la Galați, familia Patrice, care luna asta, în august, împlinim 60 de ani de căsătorie. Te-am dorit să ne transmite
La mulți ani, la mulți ani, mulți înainte mulți să vă dea Dumnezeu. Mulți sănătate și dumneavoastră. Doamne ajută! Originar din comuna Smulți. De unde? Unde este comuna Smulți? Tot din județul Galați, da? Este din județul Galați, bineînțeles. Da. Îi salutăm și pe toți cei de acolo. Și noi pe dumneavoastră. Mulțumesc. Și am dorit poate de la repetul Mioari Vericu sau alte interprete care să se poate vedea și cât de cât cu vârsta noastră și cu vechimea noastră. Vă mulțumim pentru telefon. La mulți ani, aniversare frumoasă, să vă țină Dumnezeu sănătoși și o ascultăm pe Maria Ghinea. Și din ce trec e mai greu să te sor băiatul meu. Nu știu, mamă, că noroc la fete nu am deloc. Găsesc numai ce nu-mi place, nu mă sor că n-am ce face. Nu știu, mamă, că noroc la fete nu am deloc. Găsesc numai ce nu-mi place, nu mă sor că n-am ce face. Găsește-ți una, băiete, cu mințică între fete, sărut-o și zi în gând, am găsit-o căutând. Găsește-ți una, băiete, cu mințică între fete, sărut-o și zi în gând, am găsit-o căutând. Ascultă, mamă, la mine, norocul nu știi când vine. Poți fi singur neiubit și într-o zi ești fericit. Orice chip la tinerețe are zâmbet frumusețe. Dar nu căuta doar zâmbet, mai uită-te și la suflet. Orice chip la tinerețe are zâmbet frumusețe. Dar nu căuta doar zâmbet, mai uită-te și la suflet. Găsește-ți una, băiete, cu mințică între fete, sărut-o și zi în gând, am găsit-o căutând. Găsește-ți una, băiete, cu mințică între fete, sărut-o și zi în gând, am găsit-o căutând. Interpreții dumneavoastră preferați sunt aici. Puteți suna la numărul nostru de telefon și ne puteți spune ce doriți să ascultați. Astăzi mai avem un telefon. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Sunt Buricianu Ana din Brașov. Aș dori, dacă se poate, cu Olguța Berbec. Iubește, inimă și iartă. Sigur că da. Sunteți din Brașov, din oraș? Dintr-o comună, Sâmbetu de Brașov. Așa, păi știți ce, uite, o să ascultăm și pe Olguța Berbec, sigur că da, dar eu vă lansez o invitație. În weekendul acesta va fi un mare spectacol la Fundata, în comuna Fundata, județul Brașov. Puteți să veniți acolo, da, și sâmbătă și duminică va fi spectacol, veți putea gusta din bunătățile pregătite de meșterii de acolo populari, de bucătari aleși. Muzică o să fie la Nedeia Munților. Din păcate, când a zis că trebuie să fie? Sâmbătă și duminică, no, 3 și 4. Nu, din păcate nu pot, că soțul meu a murit și vreau să-i fac de o jumătate de an. Îmi pare rău, și condoleanțe. Și așa de mult îi plăcea cântecul ăsta, când o vedea că l-are pe cal și pe Olguța, și așa de mult îi plăcea și vreau să-i cânte memoria lui. Condoleanțe și cu siguranță mulțumim. Melodia aceasta o să vă mai aline durerea. Da, vă mulțumesc din suflet, o zi bună.
O zi frumoasă vă doresc și, cum vă spuneam, dacă sunteți prin zonă în județul Brașov în această perioadă, săptămâna aceasta, la sfârșit de săptămână, pe 3 și 4 vă invit la Nedeea Munților. Acolo vom petrece, vom cânta și vom mânca pe săturate. Se află festivalul la cea de-a 52-a ediție, așa că să veniți acolo dacă sunteți prin zonă. Până atunci o ascultăm pe Olguța Berbec chiar acum. Că sufletul mi l-ai rănit mai, și poate că nu meritai iubirea mea ca să o mai ai, iubirea mea ca să mai ai. Eu te iubesc, dar n-am să uit că sufletul mi l-ai rănit, că sufletul dragoste ori cum ne dreaptă, că dragoste ori cum...
și cu trecutul o să ne faci mai. Așa este, să fim iubire, să dăruim iubire și să iertăm atunci când putem să facem asta. 0720179055, avem un telefon deja. Alo, bună dimineața! Bună dimineața frumoasă, doamnă! Bună dimineața frumoasă, doamnă! Eu am vorbit și ieri cu dumneavoastră și am reușit să intru și astăzi. Ei, vedeți că se poate! Sunt trimisă Denis de la Vișeu din Maramureș, da. Mutată recent la Brașov. Da. Am auzit de evenimentul ce o să aveți, dar din păcate eu n-am copii cu mine aici, sunt plecați ca să pot merge și distanța e un pic mai mare. Aș dori să ascult pentru mine și pentru prietenele mele din Vișeu, din Maramureș, pe care le duc dorul, că acolo am trăit o viață și vârsta și o făcut ca să plec de acolo. V-ați mutat la copii în Brașov? M-am mutat la copii, am un copil aici, unul dintre cei trei. Ce frumos! Și n-am avut ce să fac, am rămas singură de mult. Și am dorit să ascult pe Niculina și pe Petrică Mâțu Stăian. Să fie această melodie pentru toți cei ce urmăresc postul dumneavoastră, Etno, și pentru prietenile mele rămas în Vișeu Maramureș. Vă pup și sper să pot reuși să intru măcar tot a doua, a treia zi, dacă nu zilnic. Vă pup și vă doresc o zi binecuvântată. Vă pup și vă doresc. Sigur, în fiecare dimineață puteți să intrați în legătură directă cu noi. Ascultăm chiar acum împreună cu dumneavoastră și prietenele dumneavoastră, Niculina Stoican. Mama nu mai face și e bine că m-a făcut că astăzi sunt alături de dumneavoastră aici cu dedicații muzicale în direct la Etno. 0720179055 este afișat pe ecran. Alo, bună dimineața! Alo? Alo? Bună dimineața, dragă doamnă, să lăsați televizorul fără sonor. Bună dimineața! Sunt din București, Petruța Gheorghe. Îmi pare bine, doamna Petruța.
și-aș dori să ascult pe Steliana Cima Unde-i satul de altă dată. Să-l dedic tuturor consătenilor mei din satul Nuci, comuna Vasilați, Pârlita. Frumos, frumos. De când sunteți plecată de acolo? Lucica, Lucreția. A, ok, sigur. De cât timp sunteți plecată de acolo? Sunt plecată de 40 de ani, dar merg săptămânal la o lună, la... și îmi place foarte mult melodia, se potrivește satului meu și mie, că sunt plecată de mult de acasă și mi se potrivește. Așa e, n-ați și rupt... Și dedic tuturor consătenilor mei dragi de acolo, iubesc și respect și mă mândresc cu satul meu. Ce frumos ați spus, n-ați rupt legăturile definitiv, nu, spuneți că mergeți constant. Nu am, dar nepoți și mă duc mai... Când pot. Când puteți și dumneavoastră. Da, bine. Dar nu am uitat și n-am să uit niciodată. Iubesc și respect din tot sufletul. Știu că ascultă emisiunea, știu că ascultă postul Etno și eu îl ascult și iubesc. Și vă iubesc și vă respect pe toți și vă mulțumesc din tot sufletul că am reușit să intru în direct. Ce frumos să stau de vorbă cu cineva care vorbește cu atâta mândrie și mulțumire de locurile foarte unde mult, a crescut și de unde se trage, unde și-are rădăcinile. Și oamenii dragi au îmbătrânit mulți, sunt tineri mulți, a fost și o nuntă săptămâna trecută în sat, le doresc casă de piatră tinerilor. Ați fost și dumneavoastră, doamna Petruța? Da? Ați fost și dumneavoastră la nuntă? A fost sora mea, din păcate a fost sora mea acolo. Așa. Dar știți ce? Am o curiozitate. Da. Cum mai sunt nunțile la sat? Acolo, foarte la dumneavoastră. Foarte frumoase, tradiționale, cu tradițiile care erau și când am plecat eu de acolo. Tineri frumoși care și-au construit case acolo. Sunt mândră de satul meu, cu toate că am bătrânit, oamenii în vârstă au îmbătrânit, dar sigur, se schimbă generațiile, dar se păstrează, spuneți, tradițiile, ceea ce e foarte important. Mulțumim pentru telefon. Mulțumim din suflet și vă mai aștept aici la Cântece pentru cei dragi. Ascultăm Steliana Cima imediat. Mm-hmm.
toate, mult mi-e dor de sat de toate. De ciutura din fântână, de bunica mea cea bună, de bunica mea cea bună. Și mi-o strâng la piept pe mama și șterg ochii cu năframă. Și spun că mi-e greu să cred că vreodată am s-o pierd, mă. Avem o doamnă la telefon. Alo, bună dimineața! Alo! Bună dimineața, doamnă dragă! Domnul Costel vă deranjează de la, din Constanța, Comuna Corbu. Ah, domnul Costel, iertați-mă, vorbisem mai devreme cu o doamnă, se pare că a închis telefonul. Îmi pare bine că ați sunat. Ați cu dumneavoastră, cu care mine? Mă place cel mai mult, să fie pentru soția mea, pentru nașii de economie și pentru doamna Flori, care ne aduce de toate piața. Sigur că da, cu mare drag, e o încântare și mă bucur din toată inima că pot să vă fac dimineața mai frumoasă. O zi minunată vă doresc și, și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Aveți o zi foarte frumoasă ca dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc. Așa să fie și pentru că se apropie toamna și ne bate în geam așa pe nesimțite, o să vă cânt o melodie, Toamna la cules de vie. Așa mă bucur că am putut să vă cânt și eu în direct astăzi. Avem un telefon. Ia să vedem cine este acolo. Un telespectator, o telespectatoare. Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Bună dimineața, domnișoara Lilian! Bună dimineața, dragă domnule! Cum vă numiți? Sistemul Grand de la Fredu Bistrița Năsăut. De la Bistrița Năsăut. Eu dau dedicate pentru prezentele astea de dorit la mulți ani.
pentru dumneavoastră, familia dumneavoastră, pentru toate redacția de la Imo TV, pentru toți dictatorii, să fie pentru domnul Gheorghe de la Sibir, pentru restul prietenilor care îmi dau dedicații. Vă mulțumim din suflet pentru toate urările. Cu Carmen Budulan. Cu Carmen Budulan doriți o melodie? Da. Așa, vă mulțumim și vă dăruiesc și eu toate melodiile noastre de astăzi. Toată viața-i mulțumesc Dumnezeului ceresc, că mi-a împlinit visul drag să fiu mamă de băiat. De când ai venit pe lume, tu ești totul pentru mine și mi-ești cel mai mare dar. Nu-mi trece viața în zadar, ești copil printre copii, rodul dragostei din tâi. Îmi ești fructul tinereții, ești împlinirea vieții. Mi-tă Iocrotiodor, ca un înger păzitor, și oriunde ar duce soarta, rămâi băiatul lui mama. Datoria mea de mamă e să țin chin viața toată, ca să ai copilărie, ești a mea minunăție. Am în suflet bucurie că-mi semeni fiule mie, chip frumos isteți la minte și o să izbândești oriunde. Ești copil printre copii, rodul dragostei din tâi, îmi ești fructul tinereții, îmi ești împlinirea vieții. Mi-tă Iocrotiodor, ca un înger păzitor, și oriunde ar duce soarta, rămâi băiatul lui mama. Am revenit, avem un alt telefon, sună în non-stop telefonul nostru, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult. Alo, bună dimineața! Să rămână doamna Liliana Zeapana! Bună dimineața, cum vă numiți, de unde ne sunați? Cortocaru, Sule din Comuna Motoșeni, județul Bacău. Aș vrea să dau eu dedicat pentru soția mea, pentru copiii mei, da, pentru nepoții mei, pentru toți consătenii din Motoșeni, pentru primarul din Comuna Botoșeni, Ghelasă Cornel. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat, să rămână. Cu mare, mare drag, mai am și eu de făcut o dedicație. O salut pe doamna Munteanu Ștefana, o telespectatoare de-a noastră fidelă. Dorește o dedicație pentru cuscra dumnei, Mitache Valentina, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Toate melodiile vi le dăruim din partea noastră. Ascultăm chiar acum o melodie cu Laura Lavric. Ai venit din tătă țară, cu papir cu inimioră. Ai venit în ospiței, că suntem de omenii. Ca și la pământ calcăm, și-a și apoi ne mântăm, băi. Ai venit în ospiței, că suntem de omenii. Ca și la pământ calcăm, și-a și apoi ne mântăm, băi. Noastră din la Iași, când bani nu te faci, când nu te-ai lăsat pași, când să ne bucurăm, că nouă o viață avem, mă. Astăzi ești, mâine nu ești, pământul moștinește, mă. Când să ne bucurăm, că nouă o viață avem, mă.
Hai cu tății petreșem șohoriel că se gustăm. Unicoriel că și joc supărarea n-are loc. Că omul în viață are bucurii și supărarii. Hai da lasă asta ca zu și jucați cu mine amumă. Jucați cu mine amumă. Supărări, necazuri, să le lăsăm deoparte pe toate și să ascultăm o melodie frumoasă ca să ne facem viața mai frumoasă. Alo, bună dimineața! Bună dimineața, doamnă! În sfârșit am apucat să intru și eu. Sunt din comuna Moldovița, județul Suceava. În sfârșit, doamnă, cum e în Bucovina în perioada asta? Acum ai mohorât, e plouă, dar e foarte bine că plouă, că nu a plouat de mult timp și secetă apă. Ploicică. Aș dori și eu o dedicație pentru soțul meu, care împlinește azi o frumoasă vârstă, schimbă prefixul și din partea noastră, a copiilor, a nepoților, întinerește, vreți să spuneți. Poftim? Întinerește soțul, vreți să spuneți. Da, să zicem. La da, mulți ani. 60 de ani, nu știu, la 60 de ani, dacă se mai... Da, na, fiecare după suflet. E tânăr, probabil. E tânăr, cum să nu, nu? Să lăsăm mentalitățile astea învechite, doamnă, e tânăr la 60 de ani. Da, 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 mulțumesc frumos. Om în putere la 60 de ani, are toată viața și de acum înainte. Ce melodie doriți să-i dedicați? Inițial am purtat Angelica Frumos, după colegii dumneavoastră ne-au găsit, atunci au rămas mari în piano. Sigur, Marius Zgâianu să cânte pentru dumneavoastră cu invitația Hai la noi în Bucovina. Așa-i să ne cunoști preșina, că avem mândri sărbători și oameni ca niște flori. Hai, hai să vezi și-ai să îndrăjești Bucovina cu povești, din bătrân, din oameni buni, la sate, de la strabuni. Hai să vii și n-ai să crezi cât în Bucovina vezi, din bătrân, din oameni buni, la sate, de la strabuni. Că la noi aici se știe tătorul-i cu veselie, hai la noi și diva plaje, cale-ntoarsă nu-ți mai faci. Hai la noi în Bucovina, așa-i să ne cunoști prișina, dacă intri într-o casă, musai să te așezi la masă. Hai,
hai să vezi, hai să îndrăjești Bucovina cu povești, mese pline încărcate, cu plașim tișe bucate. Hai să vii și n-ai să crezi cât timp Bucovina vezi, mese pline încărcate, cu plașim tișe bucate. Vinuri vechi și țuică și arte, și-o-n pitre și la olaltă, toată țara ca să audă că la noi e voie bună. Hai la noi în Bucovina, așa-i să ne cunoști prișina, de la Paște la Crăciun, cu-n pitre și omul bun. Hai, hai să vezi și hai să îndrăjești Bucovina cu povești, când se adună la joc și-o piesa fi la un loc. Hai să vii și n-ai să crezi cât în Bucovina vezi, când se adună la joc și-o piesa fi la un loc. De la câmpul lung și vamă, numai gospodar de seamă, în vâltoarea horilor, foala sărbătorilor. E voie bună și în platoul nostru și telefoane, prieteni care așteaptă să facă dedicații. Alo, bună dimineața! Alo? Alo, bună. Bine ați venit în platoul nostru, așa, prin intermediul telefonului. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Telefonul fără sonor, televizorul fără sonor, ca să ne auzim mai bine, da? Da, Așa, așa, așa. Ia auzi, mi se aude și glasul meu acolo în căsuța dumneavoastră. Haideți să vă auzim și noi pe dumneavoastră aici în platou la Etno. Bună dimineața din nou! Da, doamne Alexandru, ieri n-am putut prinde în dimineață, n-am putut ieri dimineață. Păi știți câți au sunat și câți sună în fiecare zi, câți oameni sună. Telefonul sună non-stop și cine... trebuie doar să insistați, atât. Sunt din Galați. Da. Așa. Da. Fata mea, o cheamă Alexandra, e nevăzitivă, o cheamă Alexandra, așa. Soțul lor cheamă Alexandru. La mulți ani. Și pe 8 septembrie este ziua lucrurilor a mea. Astăzi? Mă văd, am revoluționat, ziua ei, eu sunt amarin, înțelegeți? Așa, la mulți ani să vă trăiască. Cu Bernard, dacă aveți. Cu cine ați spus? Bernard și Ina Rogen, cuplă amândoi. Vă pregătim o melodie care va fi cu siguranță pe placul dumneavoastră, dar și a celor sărbătoriți astăzi. Irina Login și Alesis pentru dumneavoastră.
Sarea și piperul fiecare dimineți sunt cântecele pe care dumneavoastră le alegeți la numărul afișat pe ecran. Alo, bună dimineața! Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! De unde ne sunați și cine sunteți? Da, v-am spus, aș avea și eu, dacă se poate, o rugăminte. Al dori cu Marius Ciprian Pop, o melodie. Sigur că da, am pregătit o melodie pentru dumneavoastră și pentru toți cei dragi dumneavoastră și trebuie să vă mărturisesc că aștept din clipă în clipă și invitata mea specială de astăzi, dar până atunci haide să ne bucurăm de melodia lui Marius Ciprian Pop. Faceți-mi loc și cărare, lai, lai, la, că-i zi de sărbătoare, la, lai, la. Să-nchin, să-nchin cu fiecare, să uităm de supărare, lai, lai, la. Așa toală mă omoară, lai, lai, la, ochi frumoși mă bagă în boană, lai, lai, la. Glaja plină, glaja plină, mihodină, ce-i frumos mi la inimă, lai, lai, la. Dă-ți ficiori cu glăjile, băi, lai, lai, la, să spele rălele, mă, la, lai, la. Și voi, fete, și voi, fete, cu paharul, să se spele tot amarul, lai, lai, la. Melodii din toate zonele folclorice am pregătit și astăzi și în fiecare dimineață, de luni până vineri, la cântece pentru cei dragi. Alo, bună dimineața! Vreau și eu o melodie, mă numesc Mădălina de la Ploiești și vreau și eu o melodie cu Valentin Zafina, plinesc 65 de ani. La mulți ani din toată inima, vă spun. La mulți ani cântă... Sunteți o frumoasă și o dulce. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă dragă, și salutăm tot Ploieștiul. Valentin Zafina pentru toți telespectatorii noștri de astăzi. Topelele-a, floarele-le, floarea mea, trece fudulă pe valele-le, floarea mea, tot cu ochii după mine-le, floarea mea, calea în vale o-i ține-le, floarea mea. Lelea-i cam împiedicată, cade pe mine grămadă, când la deal și când la vale, stai cu minte-le, floare. Lelea-i cam împiedicată, cade pe mine grămadă, când la deal și când la vale, stai cu minte-le, floare.
Recelele-a pe arătură, lele, floarea mea, și-mi face semn din mână, lele, floarea mea. S-o ajut făsui să pună, lele, floarea mea, o ajut că-mi e vecină, lele, floarea mea. Lelea-i cam împiedicată, cade pe mine grămadă, când la deal și când la vale, stai cu minte, lele, floare. Lelea-i cam împiedicată, cade pe mine grămadă, când la deal și când la vale, stai cu minte, lele, floare. Lelea pe la vii, lele, floarea mea, și strigă, haide-i că vii, lele, floarea mea, că nu o văd, m-aș preface, lele, floarea mea, dar și mie ce mai place, lele, floarea mea. Lelea-i cam împiedicată, cade pe mine grămadă, când la deal și când la vale, stai cu minte, lele, floare. Lelea-i cam împiedicată, cade pe mine grămadă, când la deal și când la vale, stai cu minte, lele, floare. În direct din nou alături de dumneavoastră avem un telefon. Alo, bună dimineața! Bună dimineața și să rămână! Bună dimineața! Ce faceți? Numele meu, e frumos să mă prezint, nu? Așa, numele sigur, meu că... este Marcel Soare, sunt din Urlat, Prahova. Am mai sunat și la dumneavoastră. Da, 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 da. Aș dori să cânte Constantin Enceanu, melodia dedicată lui Petrică Mățu Stoian. Sigur că da, e videoclip, a fost la el acolo, da, la el avem pregătit pentru dumneavoastră special. Special pentru mine, pentru voi amândouă, pentru familia voastră, sigur că da, de la Constanța de acolo, da. Că știu, vă trageți din o familie de turci, știu? Știu să trăiască, să fie sănătoși turcii, tătarii de acolo, să spun și ție. Am făcut armata la Institutul de Marină Mircea cel Bătrân. Mi-ați spus, mi-ați spus, am reținut. Vă mulțumesc din toată inima. Să aveți o zi excelentă. Cântă Constantin Enceanu chiar acum. Luai drumul spre Izverna, mă opri, întrebai cerna, ce știe de Nana Petre, nu se aude, nu se vede. Luai drumul spre Izverna, mă opri, întrebai cerna, ce știe de Nana Petre, nu se aude, nu se vede. Am spuse cucul de sus, nu mai vine că s-a adus, mă. A rămas pădurea mută, Petre al nostru nu mai cântă. Am spuse cucul de sus, nu mai vine că s-a adus, mă. A rămas pădurea mută, Petre al nostru nu mai cântă. Petrică, om de la munte, făcuși lumea să te asculte. Le-ai cântat de bucurie, la necaz și veselie. Petrică, om de la munte, făcuși lumea să te asculte. Le-ai cântat de bucurie, la necaz și veselie. Nimeni n-a cântat ca tine, doina danțul de la munte. Cazanul cu focul lui și cănuța moșului. Nimeni n-a cântat ca tine, doina danțul de la munte.
artist îndrăgit, așa este. Oamenii l-au iubit, îl iubesc încă și solicită melodiile lui Petrică Mâțu Stoian. Le solicit aici la numărul nostru de telefon 0720179055. Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Aș cu cine am plăcere? O dedicație de la Cristian Pomohaci. Da. Pentru bunicul meu de la Rebrișoara în jos. Sigur, cum vă numiți dumneavoastră? Cum se numește bunicul dumneavoastră? Lazar Augustin. Bine, mulțumim pentru telefon și vă mai așteptăm când doriți să mai faceți câte o dedicație. Până atunci, Cristian Pomohaci de la Rebrișoara în jos. La Rebrișoara jos, mândru-i locul și mănos. La Rebrișoara jos, locu-i mândru și mănos. La Rebrișoara sus, Dumnezeu raiul opus. Iar eu, copcilul lui, în mijlocul raiului. Doamne, cât umni de dor, de casă și de ogor, de târnați și de cuptiori și de oala cu groștior. Ni dor de părinții mei, c-am crescut pe lângă ei, i-aș putea, m-aș duce în zbor, ca să mă stâmpăr de dor. Mi-amintesc, copcil eram, Doamne, cât ne mai jucam. Să lăsa sara pe sat, noi vinem de la scăldat. Era plină ulișoara de copcii din Rebrișoara. Încă meșă și de sculți, Doamne, cât eram de mulți. Lășinte, mama fășe, cu dulceațele unje. Luam în mână două, trei, și-apoi fugem la copcii. Fășem laze gălbinele și cu nuni de sânziene. Atunci era lumea mea și-alta nu-mi mai trebuie. Iarna frigul și-l lăsa, dar nouă nu ne păsa, că nu ne mai dădem duș, ziua de la săniuș. Și nici prin Rebrișoara, de nu vede-i ulișoara, prin omăt ne tăvălem, nici o grijă nu avem. Unde s-o dus, Doamne, tăte, leașcăta, dar-n care parte? Sat frumos, unde ești, Rebrișoară din povești. Un alt telespectator este alături de noi în această dimineață. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! O, doamnă frumoasă, care dorește să vorbească cu noi astăzi. Să rămână, vă mulțumesc! Sper că sunt frumoasă. Păi aș sunteți, doamnă, cum să nu fiți frumoasă? Aș dori să fac o dedicație specială pentru mătușa mea, da, de la Iași. Da. O iubesc foarte mult și o îmbrățișez. Dorea să asculte melodia cu doamna Rodica, nu Rodica Mitran, Rodica Crisan, ceva genul, dar am înțeles că nu o aveți. Vă rog frumos... Ceva de genul nu avem, din păcate. Uite, pe această cale lansez încă o dată invitația tuturor interpreților să ne mai trimită și câte un videoclip ca să putem difuza.
când cereți dumneavoastră. Da. Vă las la alegerea dumneavoastră, orice melodie este foarte, foarte bine. Auziți, iar rămâneți la telefon cu noi, pentru că nimic nu este întâmplător. Dumneavoastră sunteți din ea și am și eu alături de mine o moldoveancă frumoasă. Vă spuneam că astăzi o să intre în, o să pășească în platoul nostru. Și haide să vă spună și ea bună dimineața. Bună dimineața, Manuela Bucătaru. Bună dimineața. Vă salut pe toți, vă pup cu drag. Mă bucur că sunt din nou aici cu voi. Eu mă bucur din toată inima că ai reușit să ajungi astăzi, să ajungi la noi astăzi, Manuela. Știu că ai o agendă foarte încărcată în perioada aceasta, cu multe evenimente și că na, noi artiștii ne odihnim așa, pe apucate. Mă bucur din toată inima că ai reușit să ajungi la noi și uite, să faci fericiți telespectatorii noștri care ne urmăresc. Da, încă o dată vă spun că și eu mă bucur foarte mult că am ajuns aici, am ajuns un pic cam greu cu traficul acesta din București infernal și cu programul meu, bineînțeles, așa care este foarte încărcat în perioada evenimentelor acum mai ales. Cu drag vreau să dedic și eu melodia pe care o voi cânta, dacă tot avem contextul acesta la, foarte... La colegul meu, Mihai, frumos, acolo. Știu okay. că el nu-și poate lua ochii de la tine, că ești o fată frumoasă și pe okay. deasupra mai ești și foarte talentată. Și întotdeauna pentru noi, să știi, Manuela, este o reală plăcere să fii cu noi, să fii alături de noi, pentru că tu ești un artist care, deși tânăr și la început de drum, poate na, mai avem multe de spus, faci lumea să te iubească și ai deja realizări o grămadă, ca să zic așa. Spune-mi cum a fost vara asta pentru tine și ce ne mai pregătești? Pentru că, uite, ne bate în geam toamna, de mâine e 1 septembrie. Da, ce bine că vine toamna. Vara asta a fost pentru mine foarte aglomerată. Sper să urmeze și următoarele veri și să fie la fel. A fost aglomerat, dar foarte frumos, pentru că am avut parte de evenimente superbe, cu miri superbi și organizatori așa. Extraordinari. Invitați, lumea este foarte dornică să se distreze, s-au distrat pe rupte. Păi, așa este, după da. Toți anii ăștia în care am suportat și am îndurat atâtea restricții și atâta... am fost reținuți la domiciliu. Am avut o piedică din punctul ăsta de vedere. Lucrul cu copiii la început, pentru că știm că tu le îndrumi pașii și celor tineri către da. O carieră muzicală. Da. L-am început, l-am continuat, nu l-am întrerupt. Uh-huh. Și am planuri foarte mari cu unii din ei, niște proiecte foarte serioase. Urmează să vin și la voi să așa. Vi le prezint. Și sper să realizez din ei ceea ce nu am reușit eu. Deși eu sunt mulțumită de ce am reușit. Dar, păi întreabă-ne pe noi, întreabă-i pe telespectatorii noștri care de fiecare dată când vii la noi în platou ne trimit mesaje foarte frumoase și de încurajare, dar și mesaje în care ne mulțumesc că vii la noi în platou și cânți atât de frumos și să știi că da, ai realizat foarte multe pentru că ești înzestrată de către Dumnezeu cu o voce foarte frumoasă. Mulțumesc, dar ți se datorează și ție toate realizările astea pentru că muncești da, foarte cu mult. Siguranță. Noi știm asta. Cu siguranță, fără muncă nu se poate. Așa este. Uite, eu îți propun să rămâi alături de mine până la final. Poate reușim să mai luăm un telefon în direct amândouă. Okay. Dar până atunci să-i dăruim doamnei că am rămas restanți cu melodia ta pentru doamna de la Iași. Îi mulțumim din toată inima că ne-a sunat și mulțumim tuturor telespectatorilor noștri că sunt alături de noi în fiecare dimineață. Așa că, dragii mei, vă dăruiesc și eu, dar și Manuela Bucătaru, o melodie frumoasă, o sârbă, vă invităm la joc. Sus mai sus cu lăutarii
ascultă. Toată lumea sus cu inima, supărarea trece, o veți uita, căci timpul ne-ntoarce viața și soarta. Necazurile ne cresc viața și nu vă mai cântă inima, lăsați în urmă tot ce-i rău și teama. Dum, dar rada și hop și așa, veselie mare azi e sărbătoare. Versuri frumoase a cântat Manuela Bucătaru. Cine îți compune cântecele? Cine îți compune versurile, Manuela? Versurile acestea le-am compus eu. Ce frumos! Da. Să ne cânte inima în fiecare zi, să ne ajute Dumnezeu așa. Doamne ajută! Așa. Chiar ăsta a fost și mesajul. A fost și mesajul. Da. Haide, uite, te provoc să spui alo, pentru că avem un telefon în direct. Alo? Bună dimineața! Alo! Sărut mâna și bună dimineața! Bună dimineața, stimate domn! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Numele meu este Breaz Ioan, da, și locuiesc în Brașov. Au, frumos, frumos! Ia spuneți-mi, v-a plăcut cum a cântat Manuela? Ați dansat o sârbă pe sârba Bucuriei? Talentul este talent, indiferent din ce zonă vine. Sigur. Din zonă... Da. Geografică de care vine. Îmi plac foarte mulți cântăreți, talentați, tineri. Așa acum este. Mai vin și cei din tineri din urmă. Bineînțeles, așa este legea, asta este legea firii și să știți că generațiile acestea care vin din urmă promit mult. Da, sunt foarte mulți care promit și sunt destui care și confirmă. Exact. Este cum este important. Cazul invitatei mele de astăzi, Manuela Bucătaru? Eu ce pot să-i doresc decât, în primul rând, sănătate, că fără sănătate nu poate să realizeze așa nimic, e. Absolut nimic, și să meargă mai departe pe drumul când să persevereze, să se ambiționeze, că dacă vrea, poate. Poate. Ne-a promis că vine în această toamnă cu proiecte noi, cu informații pentru dumneavoastră, dar spuneți-mi dumneavoastră, cui doriți să faceți o dedicație astăzi? Eu tuturor telespectatorilor doresc. Eu sunt iubitor de muzică populară, mai ascult și pe la alte televiziuni, dar mă rog, mi s-a întâmplat, nu are niciun fel de importanță. Aveți un cântec de la Alex, de la Orăștie, sper că n-aveți, și cu o blondă, dar totuși numele ei, am pe mama lângă mine.
Avem, avem melodii cu Alex de la Orăștie, un alt interpret foarte talentat și, și este, pot să zic că este unul dintre preferații mei. Vă mulțumim din suflet pentru telefon și haide să ascultăm chiar acum melodia. Români, veniți acasă, că avem o țară frumoasă și ca noi nimeni nu are muzi cu aur și cu sare. Hei, curge o doină din Caval peste munții din Ardeal. Nu-i târzi. Cât mineamul de frumos și bogat pământul nou. Țară la tine. Hei, curge o doină din Caval peste munții din Ardeal. Hei, peste Criș, Mureș și Jiu, veniți până noi târzii. Și-o rămas copii cu dor în grija bunicilor. Hei, că plâng brazii din Carpați, că vă știu în străinați. Hei, Dunărea și ea vă spune, hai acasă măi române. Carpați, că vă știu în străinați. Hei, Dunărea și ea vă spune, hai acasă măi române. Trece timpul foarte repede când sunt în direct cu dumneavoastră. Mai avem un ultim telefon din emisiunea noastră de astăzi. Alo, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Să lăsați televizorul fără sonor. Mă numesc Tonca Ioana din Giurgiu și aș dori și eu, sunt o problemă cu handicapul însoțitor, aș dori și eu o melodie cu Leonard Petru, nu știu cum îi zice, nu plâng gevița de vie cum plâng ochii la măicuță, pentru băiatul meu cel mare care face 45 de ani astăzi, nepoțelul meu care face 12 ani sâmbătă și pentru... două doamne care m-au ajutat foarte mult, Maria Popescu și Maria Stan, și vă mulțumesc din suflet. Vă mulțumesc și eu că ne-ați sunat și la mulți ani să vă trăiască și fiul și nepoțelul și dumneavoastră să fiți sănătoasă. Manuela, îți mulțumesc pentru faptul că ai fost alături de noi astăzi. S-au bucurat telespectatorii noștri. Mult drag, a fost o plăcere. Așa, și spune-mi unde te pot găsi telespectatorii. Pe pagina de TikTok, pe Facebook, că ești foarte activă și în online. Dragilor, peste tot mă găsiți cu Manuela Bucătaru pe Instagram, pe YouTube, pe Facebook. Vă aștept cu cereri de prietenie, cu follow, cu
mesaje, cu orice sfat, cu orice critică sunt deschisă. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu, dragi telespectatori, și mâine dimineață ne revedem tot aici la Cântece pentru cei dragi. Îl ascultăm acum pe final pe Leonard Petcu. Muncește-l meu țăran, cu greu câștigă un ban, să poată să-ți țină casa la copii, să pună masa. El se trezește înainte, până cocoșii să cânte, ia-n trai stătută și ceapă și pleacă să dea la sapă. Ca țăranul, că trudește mult sărmanul și pe drept nu-i răsplătit, cu puțin nu-i mulțumit. Satul cu copilăria, cinstea și cu omenia, traiul greu, viața amară, toate s-au născut la țară. Și domoală, cetele cu e de boală, fața lui arsă de soare, fruntea udă de sudoare. Mâinile lui înăsprite, tâmplele de grijă albite, la orice țăran le deși atunci, acum să nu-i crezi, mă. Ca țăranul, că trudește mult sărmanul și pe drept nu-i răsplătit, cu puțin nu-i mulțumit. Satul cu copilăria, cinstea și cu omenia, traiul greu, viața amară, toate s-au născut la țară. Rodul pământului, el este pentru vecie legat de această glie. În pământul său din sat, zac strămoșii ce-au luptat să apere acest pământ ce pentru țăran e sfânt, mă. Nu e om mai bun ca țăranul, că trudește mult sărmanul și pe drept nu-i răsplătit, cu puțin nu-i mulțumit. Satul cu copilăria, cinstea și cu omenia, traiul greu, viața amară, toate s-au născut la țară.